Cariera de ofițer l-a făcut pe consilierul local Dumitru Țârdea să plece cu fruntea sus din Consiliul Local al municipiului și i-a determinat pe ceilalți colegi ai săi excluși din PDL să plece capul și să asculte. Doamnelor și domnilor, vreau să vă informez că în urmă cu 2 săptămâni am depus demisia în Partidul Democrat Liberal și, cum e și firesc, mi-am depus și demisia din Consiliul Local. Consider că este de bun simț să mă depun acum, astfel încât la următoare, până la următoarea ședință, Consiliul să fie completat cu următorii consilieri. Eu am colaborat foarte bine cu toți consilierii, indiferent de partidele la care vorbeam, cu executivul primării, cu presa, fapt pentru care vă mulțumesc tuturor. Vă doresc succes de plin în tot ceea ce întreprindeți. Nu am și nu voi avea a reproșa nimic nimănui, rămânem aceiași colegi. Deci, tu vă mulțumesc. Vă mulțumim. Un gest de mare onoare al domnului general, care își asumă deciziile, un om de valoare, regret plecarea dumnealui, a fost un coleg bun, ne-am înțeles foarte bine, am avut multe de învățat de la domnia sa. Îmi pare rău că n-au fost și alți colegi de-ai mei care i-au urmat exemplu, care, după părerea mea, cred că era mai normal să-și asume deciziile luate. M-a impresionat și discursul domnului general în încheiere. Dumnealui a recunoscut că a colaborat bine și cu conducerea primăriei și cu ceilalți consilieri locali, iar această declarație a fost oarecum în contradictoriu vis-a-vis de declarația domnului Vețeleanu. Domnul Vețeleanu a spus că domnii consilieri care au plecat de la Partidul Democrat Liberal au plecat pentru că nu au avut o bună colaborare cu conducerea partidului, cu conducerea primăriei. Uitați că domnul general ne-a spus adevărul, așa cum îl cunosc eu pe domnia sa. Este un om dintr-o bucată, un om care spune lucrurilor pe nume.